oamenii chiar merită ajutați. A fost un moment foarte dificil pentru mine și pentru familia mea. O zi înainte, deci joi s-a întâmplat, miercuri am fost numai eu cu tatăl meu la mare, la plajă. Venirea mea, să zic așa, în orașul meu, unde a fost și tatăl meu, la aceeași unitate. Un sentiment de nedescris. Să salvezi un om, să ai mulțumire, să plătească că tu l-ai salvat. Veți vedea niște poze cu mine cu bucle. Sunt puțin neverosimile pentru foarte mulți care mă văd ca un fel de Kojak al românilor. Am avut două neveste frumoase, deștepte. Sunt un tip profund antipatic ca soț, fiindcă sunt un orgolios. Nu foarte făcut pentru căsătorie. Sunt un părinte exasperant. Fata mea este bucuria mea fundamentală. L-am pierdut de curând pe băiatul meu. Așa a avut Dumnezeu că acum câțiva ani să-mi ia. Poate să vă prind oriunde, nu? Acum, întâmplător, v-a prins... La masă și la... Te echipesc când mă rămâi. Da, da, da. Și acum, întâmplător, v-a prins aici. Viața de pompier este foarte periculoasă și de multe ori imprevizibilă. Viața de pompier se numără în secunde. Pentru viața de pompier e clar, nu trebuie să fii slab de înger. Viața de pompier nu e deloc ușoară. Deplasăm porta Volvo, primul echipaj, Iveco, al doilea echipaj, pe strada Gheorghe Țițeica. General de deplasare, Alexandru Șerbănez, Marcu Popescu, Gheorghe Țițeica. Îmbarcarea! De multe ori, viața de pompier e prea scurtă. Aceștia sunt eroii noștri de zi cu zi. De multe ori neștiuți, ei schimbă destinele celor a căror viață atârnă de un fir de păr. Aceasta este povestea unui erou. Eroul unui erou. Andrei, la 19 ani, mă așteptam să te găsesc într-un club, cu prietenii, și te găsesc aici. Mi-am ales cariera, aceasta ar fi distracția mea, să zic. Uh-huh. Îmi place ceea ce fac.
dar ai un echipament nu ușor. Da, este un echipament destul de greu. Noi ne-am obișnuit. Nu e cald în el, nu e frig. Este foarte cald. Casca bănuiesc că e grea, am văzut. Dacă îmi permiteți. Da. Mi-am ales această meserie în urma accidentului de muncă pe care l-a avut tatăl meu. Acum câți ani s-a întâmplat? Acum aproape 6 ani. În 2013, când a fost solicitat să intervină într-o groapă, într-un mal de pământ. Am încercat să se extragă muncitorii care au fost prinși. S-a scos primul muncitor, iar la scoaterea celui de-al doilea muncitor, un val de pământ s-a surpat și a surprins și pe ei. La al doilea mal, înainte să se dărâme, tatăl meu i-a pus masca de oxigen muncitorului, care după multe ore care a stat sub pământ, a supraviețuit. Ce s-a întâmplat cu tatăl tău? Tatăl meu, în urma impactului violent pe care l-a avut la coloana cervicală din cauza unui bolovan de aproximativ 35 kg, sincer, a decedat de la prima lovitură și, din păcate, s-au efectuat manevre de resuscitare mai bine de 45 de minute, însă nu au dat roade. A fost un moment foarte dificil pentru mine și pentru familia mea. Câți ani aveai tu când s-a întâmplat accidentul cu tatăl tău? 14 ani aveam. Mi-au spus că tati a avut un accident foarte grav, a fost transportat la Spitalul Floreasca cu un elicopter. Este foarte grav, dar a salvat niște oameni. Primul lucru, nu am sesizat ceea ce nu mi-am dat seama despre ce este vorba, dar m-am panicat foarte rău și i-am întrebat unde e tati, să-mi spună cât mai repede unde e tati. Și ulterior, mama mea mi-a spus că a murit. Aveai 14 ani, toată viața înainte, te pregăteai pentru un examen greu. Da. Și aveai și o surioară. Da, aveam și o surioară care, la momentul producerii accidentului, în 2013, avea 2 ani jumătate, ceea ce a marcat-o și pe ea foarte mult. Tu brusc, într-o secundă așa de schimbare de destin, ai ajuns capul familiei. Da, am ajuns cap familiei, deși nu mi-am dorit acest lucru, n-am avut încotro. Tu ai vrut să te faci fotbalist, fotbalist de performanță? Da, fotbalist. Jucai fotbal până în momentul acela? Da, jucam fotbal în orașul meu, în Fetești.
am jucat timp de 7 ani, iar în duminica de după accident trebuia să mă duc la Academia lui Hagi să pot da probe. Dar din păcate visul s-a spulberat într-o clipă și de atunci am ales că trebuie să fac altceva, să urmez cariera tatălui meu, aceea de a fi salvator. De ce n-ai mai vrut să faci fotbal? N-am mai putut, dintr-un singur motiv. Tatăl meu era prezent la orice antrenament și n-am mai putut să mă mișc, să dau roade, să fac performanță, cu gândul că el era mereu cu mine. Și dintr-o dată n-am mai fost. Prezența lui făcea ca eu să devin tot mai bun. Să ai performanță. Da. De când s-a întâmplat asta, am decis, am renunțat din prima clipă la fotbal, deși nu credeam că o să fac acest lucru odată. O zi înainte, deci joi s-a întâmplat, miercuri am fost numai eu cu tatăl meu la mare, la plajă și îmi dat seama, nu puteam să concep chestia aceasta, adică cu o zi am fost și următoarea zi nu mai este deloc. A fost o zi foarte frumoasă, ne-am simțit foarte bine, nu îi trecea nimănui prin cap că urma să întâmple acest lucru peste o zi. Dar de ce v-ați dus la mare? Îmi promisese că vrea să meargă cu mine, să stăm amândoi. Foarte greu. O să fac ceea ce am promis și i-am promis. O să-i calc pe urme și o să salvez atât de multe vieți pe care a salvat și el. Am avut o altă relație, noi doi, de prietenie, tată și fiu. A fost ceva deosebit și de aceea este din ce în ce mai greu, mai ales și în această meserie, unde fiecare alarmă, fiecare sunet de alarmă, fiecare sonerie îmi dă o stare de alertă, de emoție, în primul rând. De frică? Nu, de frică nu. Dacă era de frică, nu mai veneam, nu mai făceam ceea ce fac și voi face tot restul vieții. Uite, și acum se aud alarme. Gândește-te că în alt loc din București, alt echipaj probabil pleacă spre a salva o viață. Îmi dau seama că în locul lor puteam fi eu, aș fi putut să fiu eu sau altcineva. Scopul final este de a salva vieți. Cum ai anunțat-o pe mama ta? Mama ta care și-a pierdut soțul și a rămas văduvă atât de tânără cu 2 copii din cauza meseriei tatălui, în urma unui accident de muncă, nu? Al tatălui. Dați seama că n-a fost un moment tocmai fericit când ne-a spus că doresc să urmez aceeași carieră, foarte speriată. Da, îngrijorată, dar n-a avut încotro. Mama ta și sora ta sunt în Fetești, nu? Da. Surora mea este la școală, ceea ce îi place foarte mult. Iar mama mea este asistent generalist la Spitalul Municipal, la laborator. Cât de des vorbești cu ele? În fiecare zi. În fiecare zi, mai mult mamei mele îi povestesc, de intervenții, când particip, unde mă duc, ce fac, dar mici detalii care mai îmi pot scăpa și mie din anumite motive să nu o îngrijorez. Da, foarte des. Fiecare zi vorbim și ne sfătuim unul pe celălalt. Sora ta ce-și spune despre tine? Sora mea este foarte mândră de mine. Mama ta acum e împăcată cu gândul că și tu ești pompier? Cu trecerea timpului, de când
I-am spus că asta îmi doresc să fac, n-a avut încotro, a acceptat situația și... Și acum bănuiesc că este mândră de tine. Are un băiat serios, disciplinat și care știe la 19 ani ce vrea să facă în viață. Da, este foarte mândră și are de ce. Ai felicitările mele. Mulțumesc frumos. Respect. Un vis din copilărie, să devin pilot sau învățător, să devin astronaut sau fotbalist. Copiii cresc, unii își îndeplinesc visul, alții nu. Andrei a visat să devină fotbalist, dar apoi a ales să-i calce pe urme tatălui său. Eroul din copilărie, un erou pe viață. Da, fie... Gândiți-vă la accident rutier, gândiți-vă la căderi de la înălțime, gândiți-vă la persoane prinse sub dărâmături, da? Pentru că, iată, avem destule exemple. Primul lucru la care trebuie să vă gândiți este siguranța salvatorului, fără doar și poate. Ce trebuie să înțelegeți? Că elementele de siguranță sunt pe primul loc. Și acum, vreau să-mi spuneți voi dacă ați avut de-a face sau dacă v-ați gândit vreodată în momentul în care ați fost puși într-o situație similară, să acționați impulsiv. Adică să salvați, efectiv să vă duceți, să puneți mâna pe om și să faceți, nu știu, să-l trageți de acolo sau orice. Ați gândit vreodată? Da, ne-am gândit. Dar în primul rând trebuie să ne gândim la siguranța noastră și ulterior, dacă suntem în siguranță, trebuie să-l scoatem urgent din mediul ostil. Clar, tu o să stai acolo cu monitorul și tu vino aici, o să vă tot arăt. Asta e poziția de abordare întotdeauna a pacientului, da? Doi pe laterale, unul la cap. Cât de grea este școala de pompieri? Școala de pompieri nu este atât de grea pe cât pare, dacă faci ceea ce îți place. Cum este și în cazul meu, am pornit de la voluntariat, unde am făcut un an și jumătate în orașul meu, Fetești. De acolo a fost primul pas în viitoarea carieră. Dar voluntariat poate face oricine? Da, voluntariat poate face oricine, dar... cu anumite condiții, să zic. În primul rând, ceea ce e mai important este să-ți placă ceea ce faci, mai ales în acest domeniu unde chiar trebuie să-ți placă ca să poți să faci și acest lucru. Și în voluntariat se acceptă tineri de o anumită vârstă, bănuiesc? Există o limită în care poți intra? Da, minim 16 ani să aibă. Uh-huh. Anumite criterii, teste psihologice, că trebuie să fii stabil. Ai trecut de niște teste psihologice? Da, am trecut, da. Și ai început un voluntariat în orașul tău? Da, am început și cam, de fapt de acolo am pornit toată treaba cu meseria aceasta. De acolo am avut multe lucruri de învățat. În primul rând de a ajuta pe cei la nevoie, exact cum a făcut și tatăl meu. Făceai voluntariat alături de foștii colegi ai tatălui tău? Da, îmi doresc să lucrez cu ei, în primul rând fiindcă îi cunosc și acolo este menirea mea, să zic așa, nu... orașul meu, unde a fost și tatăl meu, la aceeași unitate. Cu ei am trăit chiar și înainte să se întâmple, dar și după, mai ales după, ne-am apropiat și mai mult. Voluntariatul este, în primul rând, cunoașterea. În primul rând te cunoști pe tine când participi la diferite intervenții, la diferite acțiuni. Și îți dai seama că oamenii chiar merită ajutați. Care a fost cea mai spectaculoasă acțiune a ta de voluntariat? Au fost multe, am avut multe. Și pe parte de descarcerare, și pe parte de stingere, și pe parte de prim ajutor.
Am fost la un apartament care ardea, cu flacără deschisă. Am venit cu colegii tatălui meu, am făcut un dispozitiv de stingere și am acționat conform protocolului. Am salvat persoana care era în casă și ulterior am intervenit pentru lichidarea incendiului, care a fost și lichidat. Tu ai salvat persoana? Ai ajutat? Da, am ajutat. O persoană în vârstă pe care am luat-o din casă și am dus-o la ambulanța SMURT. Bănuiesc că este o bucurie foarte mare este atunci când reușești să ajuți pe cineva. Un sentiment de nedescris. Să salvezi un om, să ai mulțumire, să plătească că tu l-ai salvat și că știi că din cauza ta trăiește acel om. Din cauza se pot întâmpla și accidente. Da, se pot întâmpla. Și nu ți-e frică? Îți dai seama că este un sentiment. Te gândești că poți înrăutăți și tu starea victimei, dar faci tot posibil ca să fie bine, să o poți salva. Nu, eu m-am referit dacă nu ți-e frică ție să pățești tu ceva pentru viața ta. Sincer, nu. Sincer, nu, deoarece momentele acelea adrenalina intervine și nu mai te gândești la ce ți se poate întâmpla, ți acționezi și încerci să faci să fie bine. Asta înseamnă că nu ți-e frică de moarte? Într-un fel, vă dați seama că este și acel sentiment, te gândești că se poate întâmpla ceva, dar încerci să ignori. Încerci să ignori acel sentiment, să faci ce trebuie ca la carte ca să poată să iasă bine, să poți salva victima, să o ajut să trăiască. Ce-ți dorești tu să se întâmple în viața ta după ce termini școala? În primul rând îmi doresc ca cel mai mult să ajung la unitatea unde a lucrat tatăl meu. În oraș, la mine, îmi doresc cel mai mult. Și să fac aceleași lucruri pe care le-a făcut și el. Să pot ajuta în continuare. Îi urmez calea, meseria. Crezi că tatăl tău și-a dorit acest lucru pentru tine? Tatăl meu și-a dorit ca eu să devin fotbalist. Nici de cum meseria de pompier, dar inevitabil s-a întâmplat ca eu să ajung tot la pompieri. Să pot ajuta și eu asta. Ce-i drept după accident, asta a fost visul meu și presupun că aceasta este menirea mea, de a ajuta în continuare să fac exact ce a făcut și el. Crezi că e mândru de tine, tatăl? Da, sunt convins. Sunt convins. Chiar dacă am ales această cale și n-am mai continuat cu fotbalul, sunt convins că este foarte mândru de mine. Îl visezi des? Da, da, foarte des. Și mă bucur. Mă bucur foarte mult. Îl simți ca pe un sprijin atunci când îl visezi? Dar simt sprijin în fiecare zi, în viața de zi cu zi, la orice lucru pe care îl fac și întâmpin probleme, clar, mă ajută și mă sfătuiește atât cât se poate. Îl simt aproape de mine prin meseria aceasta, îl simt aproape de mine, de aceea am și ales-o, să fiu aproape de el, mă liniștește pe mine, sfletește și faptul că ajut oameni exact cum a făcut-o și el, mă dă o stare de bine și mă face să mă gândesc că e bine ceea ce am ales. Și nu regret nimic. După numărul de funcții pe care l-a deținut, sigur este o persoană activă. Fost senator, fost ministru al culturii și cultelor, fost președinte al televiziunii, într-o perioadă chiar fost betonist și lista ar putea continua. Însă eu vreau să mă opresc aici, pentru că mă interesează să cunosc omul. Omul cu un destin ca în filme. Academicianul Răzvan Teodorescu. Bună ziua! Bună ziua! Mare bucurie să vă revăd, ca de fiecare dată. Îmi face plăcere să mulțumesc mult că m-ați primit. În locul acesta, luați loc, vă rog. Iau loc, dar nu înainte de a vă ruga ca la un moment dat să și facem împreună un periplu prin Academia Română, pentru că, într-adevăr, e un... Este un loc, binecuvântat. Știți cum m-am gândit să vorbim? Cumva pe capitole.
Pentru că știu că sunteți un iubitor de carte și cartea are capitole, nu? Și viața dumneavoastră poate avea capitole. Viața mea până la 80 de ani. Mulți înainte cu sănătate. Are capitolele sale. Dacă mi-amintesc, aici erau și niște poze, niște dacă fotografii. Dacă vă rezea, veți vedea niște poze cu mine cu bucle. Chiar, cu podoabă capilară în tinerețe. Sunt puțin neverosimile pentru foarte mulți care mă văd ca un fel de Kojak al românilor. Da, ca să începem așa abrupt, când s-a terminat povestea la, cu podoaba capilară? Pe la 12 ani, la strandul tineretului, am înghițit niște apă. Am făcut o febră aftoasă și în două zile, toate buclele care le vedeți în fotografie, mama ținea să mă țină cu bucle, au fost lăsate pe pernă, m-a paralizat și un braț, m-am revenit după aceea, pentru că dacă dați mai încolo, veți vedea altele în care am podoabă capilară, dar părul este mai rar și până la urmă am decis pe la 20 de ani, cred, cu învoirea logodnicei mele de atunci, să dau jos părul. Telly Savalas era la mare modă și am devenit românul cel mai cunoscut prin chelia mea. O copilărie frumoasă în Herăstrău, văd. A fost o copilărie a unui al cuiva care era un mic odraslă burgheză, o familie de dreapta, o familie de regaliști. Am ieșit eu, care sunt un om de stânga, care uneori apreciez dreapta atunci când ea este inteligentă, și un republican care uneori admiră monarhia. Deci, vedeți, sunt un mic paradox. Dar de mic ați vrut să studiați istoria? Da. Când eram în clasa a patra primară, aveam un învățător, de fapt, care însă preda istoria extraordinar. În vacanțele mele de lângă Iași, la bunicul matern, am asistat la niște cercetări arheologice, niște periegheze al unor arheologi din Iași și care găseau niște vase cucuteniene neolitice și m-am îndrăgostit de istorie. Mi-ați promis că vizităm puțin Academia și atunci vă propun... Nu departe de aici este aula, locul Sfânta Sfintelor, cum ar fi. Și unde putem vorbi despre capitolul studenție, nu? Aproape simbolic în aula Academiei să vorbești despre studenție. Aula. Aici este, am eu obiceiul să spun, locul cel mai ales al acestei țări. Este Aula Academiei Române. Aici au pășit cele mai mari personalități ale neamului nostru. Aici s-a făcut istorie. Aici s-a făcut istorie din toate punctele de vedere. Și acum mergem spre sala prezidiului. Cum au fost anii studenției? Mult așteptați, cu profesori excepționali, în fruntea lor cel care îi datorez aproape totul, neuitatul Emil Condorachi. Am prins însă și epoca neostalinistă, cu dar afară din universitate, din toate universitățile României. De ce? Pentru atitudini politice, începând cu atitudine antisovietică și terminând cu grup spiritualist. Am avut șansa ca dosarul meu să ajungă la liderul studenților comuniști din acea vreme, care se numea Ion Iliescu, și a planat o anumită bunăvoință pe care nu pot să o uit.
M-am dus la muncă de jos, am legat 3 ani fiare la Sala Palatului și la Mangalia, dar nu am mers acolo unde era mai rău. Spuneți-mi puțin despre perioada aceea de șantier. În pauze scriam scrisori ale muncitorilor care erau săraci, mai încet la scriere. Țin minte, de pildă, mă duceam în pufoaică, într-o pufoaică destul de soioasă, cu o caschetă de schi în cap, mă duceam de la Sala Palatului până la primul self care se deschisese și odată s-a întâmplat să intru și erau niște străini francofoni care nu se descurcau la casă foarte bine, totul era self-service. Și i-am ajutat în limba franceză. Era ca într-un film rusesc. Se uitau la mine toți, în tăcere, nu aveam un aer foarte intelectual și mi-au spus: bine, dar dumneavoastră sunteți, era încet, vous êtes un ouvrier, sunteți un muncitor. Și am spus, da. Și am realizat, și am spus, toți muncitorii în țara noastră vorbesc limba franceză. Bun. M-a prins foarte bine. Ce aveam exact 20 de ani, am învățat să nu mai fiu vedetă. Cum erați deja vedetă până în 20 eram, de ani? Eram în facultate, eram foarte vedetă. Eram șef de promoție, eram în anul 4 când m-au dat afară, mai aveam un an și terminam. Când ați terminat studenția? Am terminat-o în 63, am avut șansa, repet, Dumnezeu rânduiește bine lucrurile. Dacă nu era această dare afară, eu aș fi fost profesor undeva la țară o vreme. Și unde ați fost repartizat? La Institutul de Istorie Arte al Academiei. A fost momentul în care, în 63, am intrat în sistemul academic, în care mă aflu și astăzi la 80 de ani. Am avut unele atitudini alături de regretații profesori Grigore Ionescu și Dinu Giurescu. În 1984-1985 am redactat scrisorile de protest. Încă înainte, în 1977, când s-a dărâmat Biserica Enei, am adresat o scrisoare a mea solitară. Și care au fost rezultatele acestor răzvrătiri? Rezultatele au fost că am fost învinși pe toate planurile, n-am reușit să salvăm nici Biserica Enei, nici Văcăreștii, nici Mihai Vodă, deși el a fost translat oarecum. Și vreau să vă spun că atunci când în 2000 am acceptat să devin senator, am făcut-o cu gândul de a contribui la o legislație a patrimoniului, pentru că patrimoniul nici astăzi nu duce bine. Nu mai sunt nebuniile din anii 70 și 80, dar sunt elemente de incultură crasă care conduc la o atitudine mizerabilă față de patrimoniu. Suntem una din țările care, din acest punct de vedere, bine merită toate criticile posibile. Aici vă invit în Clubul Academicienilor. Este o încăpere în care noi ne întrunim. Wow. Aici avem și noi, deci, clubul nostru. Dar înainte bărbații puneau țara la cale, se întâlneau. Și acum academicienii pun țara la cale, dar nu-i prea ascultă nimeni. Din păcate. Acum este evident că de fiecare dată când vă reîntâlnesc,
automat mă gândesc la debutul meu în televiziune. Dumneavoastră, ca și președinte, ați prins cumva primii ani ai democrației, ceea ce era greu la conducerea doi ani și jumătate. Țin minte că întâi Petre Roman, după aceea Ion Iliescu, am avut niște întrevederi cu ei și am acceptat să fiu președinte al Radio-Televiziunii Române în aceea zi în care studenții și profesorii mă aleseseră rector al Institutului de Arte Plastice, cum se numea, actuala Universitate de Arte. Erați străin de televiziune, pentru că din 1966, din 1966 am fost la Teleenciclopedia, un an după ce a început Teleenciclopedia. Sunt și astăzi consultant, este drept, cred că sunt unul din cei mai vechi colaboratori ai unei emisiuni ai televiziunii. Ai celei mai vechi emisiuni ai televiziunii. Cele mai vechi. Și am devenit repede, datorită cheliei mele și datorită râului meu, am devenit foarte popular. Având o datorie față de Ion Iliescu din adolescența mea, în momentul în care, în 90, mi-a oferit, eu de el depindeam, el era președinte provizoriu, eu deveneam președinte provizoriu al Radio-Televiziunii, a fost, și trebuie să o spun, s-a comportat extrem de loial, au fost momente în care, sigur, nu i-a plăcut prestația, mai ales a televiziunii, mă refer la problema regală, pentru că noi am făcut ce-am putut și în 90, când a fost alungat regele Mihai și totuși am dat niște imagini cu el, și în 92. În 92, doamna Maciuc a fost un moment foarte simpatic, care arată cam cum era atmosfera politică în România. Noi am acoperit cu cei de la actualități foarte bine această vizită. Regaliștii m-au acuzat că sunt fesenist, feseniștii în Parlament m-au acuzat că sunt regalist și biroul de presă al regelui Mihai a mulțumit televiziunii pentru felul în care a redat acel moment. Eu cred că în acel moment istoricul din mine, nu jurnalistul, fiindcă nu mă amestecam în probleme jurnaliștilor, și-a făcut datoria. Tot ce a fost bun a făcut televiziunea, tot ce a fost prost îmi asum eu. Era inima vechiului București. Aici suntem oameni de orientări politice în cele mai diverse, dar care avem o aceeași credință. Am spus, cred că am făcut ce trebuia acolo și că nu sunt culpe. Unii m-au acuzat că din cauza mea au venit minerii, bă, imaginați. Pentru că în ziua de 13 iunie, niște descreierați au ajuns la mine în birou și mi-au propus să mă arunce de la etaj, dacă nu accept să merg în studioul 4, să facă ei o declarație către țară. Mi-am dat seama că o chestie din asta însemna ca în jumătate de oră, într-o oră, să fie în București orașele din jur. Independent de mine, cei din blocul tehnic a cerut întreruperea emisiunii, pentru că
descreerații ăștia veniseră și la ei și distrugeau totul în jur și loveau în ușa blindată. Independent de mine, directorul general adjunctul meu, Emanuel Valeriu, care s-a portat admirabil, ceruse același lucru, întreruperea emisiei, și independent de mine, ministrul comunicațiilor ceruse același lucru. Toți aveam aceeași idee, pentru că efectiv acolo era centrul vital al țării. Vă cerem scuze că am întrebat. Ne-am făcut datoria, cred, oprind emisia, dar până astăzi în folclorul politic, Răzvan Todescu este cel care i-a adus pe mine. Dacă zburăm peste 10 ani, ajungem într-o altă funcție foarte importantă și o altă schimbare de destin pentru dumneavoastră, ministrul culturii, culturii și cultelor. Pentru 4 ani am intrat în guvernul Năstase. Eu nu eram niște relații foarte tandre cu Adrian Năstase. L-am descoperit atunci, în acei 4 ani. După aceea am devenit și parlamentar, am devenit și ministru. Și într-un moment era cât pe aici să fiți și președintele țării. În anul 2000, în februarie, țin minte că a apărut această idee a domnului Iliescu, că în cazul în care el nu poate să candideze, știți că era toată discuția, poate ar fi bine ca să se orienteze către un intelectual ca Răzvan Todorescu. A făcut această propunere fără să mă întrebe înainte ceva. I-am cerut o audiență, era șeful opoziției pe atunci, și i-am spus: domnule președinte, eu pot să am șansa unei scări de bloc sau a două scări de bloc, eventual, să mă voteze. Nu, n-am niciun partid în spate, nu sunt. Și președintele a înțeles. Tot 2000 este un an al schimbărilor, cumva și în plan personal? N-a fost o căsătorie atunci, nu, în 2000? A fost o a doua căsătorie. A doua. Care s-a încheiat atunci. Am avut două neveste frumoase, deștepte, dar probabil că nu mi-era hărăzit să continui această aventură. Cumva această instituție nu a fost nu, instituția, la fel de ofertantă poate, pentru dumneavoastră, nu, ca toate celelalte instituții? Sigur nu, pentru că sunt un tip profund antipatic ca soț, pentru că sunt dominator. Și le înțeleg foarte bine pe soțiile mele și pe doamnele care eventual au urmat după aceea. Nu sunt foarte simpatic. În schimb, în urma acestor încercări, da, ale dumneavoastră, au apărut copii și asta este un lucru extraordinar. Au apărut doi copii minunați. Pe unul din ei l-am pierdut de curând, pe băiatul meu, care era avocat, și o am pe fata mea, pe Ilinca, care este punctul în care mă concentrez până la exasperare. Sunt un părinte exasperant pentru că vreau să știu în fiecare moment ce face, cum face și așa mai departe. Repet, este bucuria mea fundamentală. Fiul meu era și el extrem de dotat, dar așa a vrut Dumnezeu că acum câțiva ani să-mi-l ia. De ce ați decis să ieșiți din politică? În momentul în care partidul a început să-și elimine principalii lideri, scoaterea lor pe rând a dus la hotărârea mea de a pleca dintr-o structură politică cu care eu nu mai rimam cât o jertfă. Vedeți, doamna Maciuc, eu sunt un om de stânga care uneori zice că dreapta e mai bună, nu în cazul românesc, în cazul european.
Eu sunt un republican care uneori spune că monarhia este necesară. Amestecul ăsta mă face să fiu un personaj mai special. Poate de aceea nici foarte, foarte simpatic. Dar putem spune Răzvan Teodorescu un om controversat. Da, da, și îmi place. Și îmi place. Îmi place foarte mult. Zborul este pasiunea sa. Este scenarist și regizor. Sigur, sunt oameni care cred că sunt întâmpiți. Eu le dau dreptate. Eu eram un fel de asistent al lui Sergiu și eram nici cal, nici măgar. Urc la porumbe și uit. N-am nicio treabă cu nimeni. Închid telefonul și nu mă interesează. Cel mai mare regizor dintre columbofili. Și cel mai mare columbofil dintre regizori. E o poveste care a început acum 15 ani. Bunicul meu a fost cârciumar, tata a fost cârciumar și eu vroiam să fiu tot cârciumar. Toată lumea spunea, hai la privatizatul să bem ceva. Dumnezeu parcă a fost mereu deasupra, așa, ce gândeam să realizez. Nu e bine să fii pensionar. Am aflat că am o boală, cancer. Am ales între a cade la pat sau a sta în jurul cailor, în jurul familiei, mașinilor în natură. Niciun moment n-am vrut să stau în pat sau să mă consider bolnav. Cum obra a început toată povestea, vreo 60 de bucăți am acum. Mașini de epocă, mobră și mașini de armă. Wow! E pur și simplu mica pasiune a unui om mare care a trecut pe lângă moarte și a învățat să trăiască. Gheorghe Mehedințeanu, Neagică, cum îi spun prietenii.